Cine e la ușă? Huggy Wuggy are de gând să obțină o slujbă de dădacă? Priviți! Huggy Wuggy a fost cea mai bună bună din 2022! Ești dădacă? Nu am timp pentru asta! Slujba e a ta! Repede! Intră! Stai! Ăla e slime? Iu! Ei bine, nici pentru asta nu am timp! Pa! Ai grijă! Cum se poate ca Huggy Wuggy să fie o dădacă adevărată? Avery nu pare mulțumită cu asta. Pot simți tensiunea dintre ei. Ah, nu o pot strânge! Oh, nu cred că a mai rămas multă pastă de dinți în acel tub. S-ar putea să ai nevoie de unul nou. Din fericire, Huggy Wuggy are un tub uriaș plin de pastă de dinți. Uită-te la periuța aia de dinți. E uriașă, la fel ca dinții lui Huggy Wuggy. Huggy, dă puțină pastă de dinți, te rog. Oh, mulțumesc! Ajunge! Stop! E prea multă? Stai puțin! Ce face tubul acela de pastă de dinți pe podea? E plin? Stai! Asta nu e pastă de dinți! S-ar putea să fie nevoie să o tai! Ceva e ascuns în interiorul acelui tub! Cu siguranță nu e ceea ce ne așteptam! Vai! Un cap de Barbie? Cum s-a întâmplat asta? Hai să-l clătim foarte bine! Știu ce pot face cu capul ei! Să punem capul deasupra tubului de paste de dinți și să-l strângem! Oh, n-am văzut așa ceva în viața mea! E un pic înfiorător, nu vă mint! Acum e perfect! Îți place trucul meu, Huggy Wuggy? Nu cred că Huggy Wuggy se așteaptă la o asemenea întorsătură! Ei bine, cel puțin Avery e mulțumită! Ce e asta? Iu, pare groaznic! E un gândac? Nu am cum să mănânc asta! Am o idee mai bună! Uite! Aceasta e cea mai grozavă idee pentru micul dejun! Privește! Huggy Wuggy pare destul de trist! Aceasta e mult mai bună decât supa de slime și gândaci! Avery face inimi drăguțe din pâine! Chiar e făcută cu dragoste! Avery e un mare fan al lucrurilor din ciocolată. Mă întreb dacă și lui Huggy Wuggy îi place Nutella. Uită-te la acea cremă delicioasă! Se pare că Avery depune mult efort pentru a face acest mic dejun. Desigur, să nu uităm de inima din felie de pâine. Arată uimitor! Avery trebuie să fie mândră de abilitățile ei de bucătar. Oh, uită-te la Huggy Wuggy! Oh, cred că e din cauza că Avery nu a mâncat mâncarea pe care a făcut-o pentru ea. Ha? Ce e asta? De ce ești trist, Bona? Oh, desigur! Ei bine, lasă-mă să pun niște vierni pe sandvișul meu! Vezi? Mănânc și mâncarea ta! Așa de delicios! Asta da sacrificiu? Uneori tot ce ai nevoie este doar un pic de apreciere! Wow! Îmi place să mă joc cu slime, e așa de distractiv! Oh-oh! Fii rar, să te joci cu slime nu e distractiv! Trebuie să te asiguri că hainele tale nu se strică! Trebuie să mă schimb! Să găsim o altă bluză! Oh, vai! Sertarul lui Avery e așa de dezordonat! Dar de ce? Ea nu a împăturit acele haine așa! Cine ar fi putut face asta? Desigur! Huggy Wuggy! Ce faci? Nu face mai multă mizerie decât e deja dădacă? Știu! Îți voi arăta cum să o faci în mod corect! Să luăm câteva bucăți de carton, pune-le pe masă și lipește-le împreună. Acest truc vă va ajuta să vă pliați hainele cu ușurință și e distractiv de făcut. Uite ce frumos e tricoul împăturit! Nu e grozav? Oh, asta e o grămadă imensă de haine! Va lua ceva timp! Sau nu? Uite ce repede împăturește Avery cămășile alea! Nu pot să cred că împăturirea hainelor e așa de ușoară! Acest truc e cu adevărat util! Ah! Ajută-mă, te rog! Huggy Wuggy! Ajutor! Uite! Un păianjen uriaș! Ah! Nu! Ce faci? Nu poți ucide păianjenul! Știu ce poți face! Are un dispozitiv ciudat în mâini! Oh! Îl folosește pentru a ridica păianjenul fără să-l atingă! L-am prins! L-am prins! Ce lucru inteligent! Să-l aruncăm afară! Misiune cu succes! Bună treabă, Avery! Ești o fată așa de curajoasă! Kabum! Bona și Avery se joacă de agenții secreți. Oh, nu! Ai grijă, Avery! Ah! Asta pare dureros! Sper că Huggy Wuggy nu-i va tăia piciorul lui Avery! Oh, o să... Priviți! El taie colțul ascuțit al mesei! Stop! Mama va fi așa de supărată pentru că ai stricat măsuța de cafea! Uite ce am în schimb! Ha? Nu! E un pistol cu lipici cald, nu un pistol adevărat, prostuțule! Vezi? Poți lipi lucrurile cu acest mic pistol! E super distractiv! Să sperăm că Avery va reuși cu micul ei proiect! Huggy Wuggy e de asemenea foarte îngrijorat de masă! Vezi? Dacă mă ciocnesc de colț, lipiciul e moale, astfel nu mă mai rănesc! Huggy Wuggy aprobă și ideea lui Avery! Acum se pot întoarce la adevărata provocare! Aaaa! Nu mă vei prinde? Sunt prea rapidă! Huggy Wuggy, ai grijă? Wow! Nu! Un colț ascuțit din nou! Ha? Nu se poate? Un alt colț ascuțit! Această cameră e plină de Lego! E timpul să punem totul în ordine! Nu vrem să lăsăm mizerie peste tot! Grozav! Totul e gata! Ha? Nu se poate? Mai multe Lego-uri? Ah, Huggy Wuggy! Nu mai fac față! Urăsc să fac ordine! Să sperăm că Huggy Wuggy are un plan grozav! Ha? Ce va face cu aspiratorul acela? Nu se poate! Va fi și mai dezordonat decât înainte! Ah, vântul e așa de puternic! Bandă! Oh, știu ce să fac acum! Bine, nu am timp pentru asta! O să curățăm această mizerie! Să punem o parte din scoci pe mâini! Nu fiți timizi și lipiți-vă bine mâinile! Vino aici, micuț Lego haotic! Lego-ul se lipește cu ușurință de bandă de pe mâna ei! În acest fel, ea nu trebuie să colecteze piesele Lego una câte una! Am rezolvat-o! Bună, bate palma! Oh-oh, cu siguranță nu e ceea ce ne așteptam! E întotdeauna așa de complicat să-ți faci și returile! Ah, nu mai suport! Și returile mele le urăsc! E așa de frumos că Huggy Wuggy e întotdeauna gata să ajute pe Avery! Își ia rolul de dădacă foarte în serios! Oh, Firar! Nu așa îți legi pantofii! De ce ai face asta? Nu pot să merg acum! Picioarele mele sunt legate! O farfecă? Ah, haide! Stai, cred că am o idee mai bună! Wow, pantofi noi! Arată foarte frumos și eleganți! Să sperăm că Avery va reuși să-și lege și returile de data aceasta! Voi face o buclă pe o parte a didașilor și voi repeta același lucru pe cealaltă parte cu celălalt șiret! O dantelă intră direct în buclă, iar cealaltă face la fel! Și gata! A fost ușor! Acum pot să mă joc afară! Yay! Bravo, Avery! O fată așa de independentă! Se pare că și Huggy Wuggy are nevoie de ajutor pentru a-și lega pantofii. Ce-i asta? Bine, te voi ajuta, dar data viitoare o vei face singur, Huggy Wuggy. Nu a fost așa de greu pe cât părea la început. Acum, pentru că pantofilor nu mai sunt o problemă, pot ieși afară și să se distreze împreună. După o zi lungă de joacă cu Huggy Wuggy, e în sfârșit timpul să ne odihnim. Oh, nu! E un monstru sub patul lui Avery! Nu te mișca, Avery! Ce-a fost asta? Ha? Cred că am auzit ceva! Monștri! Ajutați-mă! Camera mea e plină de monștri! Ajutor! E așa de frumos să-l ai pe Huggy Wuggy! El vine mereu în ajutor imediat! Wow! Nu pot să cred că acel monstru înfricoșător s-a temut așa de tare de Huggy Wuggy! Ce s-a întâmplat? E doar un hamster! Un erou așa de curajos în timp ce se luptă cu monștri și totuși îi e frică de animale de companie drăguțe? Totul e în regulă! Te ajut eu! Uite, o să-și citesc basmul meu preferat, bine? A fost odată ca niciodată o fetiță căreia îi era frică de monștri. Din fericire, avea cel mai bun prieten al ei, Huggy Wuggy, care a îngrijit-o. S-au înțeles super bine! Dar într-o zi, fetița... Ah, mă rog... Unde eram? Stai puțin, știu un truc foarte bun! privește cum înregistrezi basmul. Dar într-o zi fetița a văzut un monstru sub patul ei. Din fericire, eroul neînfricat Huggy Wuggy a salvat-o pe fetiță. Din acea noapte, niciun monstru nu a mai îndrăznit să intre în camera fetiței. Hai! Hai să mergem! Haideți! Am o bănuială că cineva e bolnav. Ha? Ce se întâmplă? Vai! Acum Huggy Wuggy va avea grijă de Avery? Sau trebuie să spun că îi pasă prea mult? Avery arată ca o mumie. Ha? Cum ar trebui să joc? Cred că cineva e foarte supărată. Dar în același timp, acel cineva nu poate nici să meargă. Desigur, sirop de tuse. Știu o modalitate mai bună de a mă face mai bine? Iaiks! Chestia aia e cu adevărat dezgustătoare. Urăsc chestiile astea. Piu, a fost rapid. Avem un alt pacient acum. Să vedem dacă îi va plăcea gustul siropului de tuse. Bine, bine, fie ce-o fi. Dar se pare că Avery chiar vrea să se simtă mai bine cât mai curând posibil. Are o idee bună despre cum să-l păcălească pe Huggy Wuggy ca să-și bea medicamentul. Desigur, bomboane? Toată lumea iubește bomboanele. O să acopăr o cadea cu sirop de tuse și o să-i o dau lui Huggy Wuggy. Pun pariu că nici nu observă. Uite, am o mică surpriză pentru tine. Am această cadea doar pentru tine. Ei, a mers! Sunt deșteaptă, știu! Wow, planul lui Avery a funcționat! Huggy Wuggy ne va arăta acum cum să facem cel mai bun sushi din lume. Uite cum zboară totul în jurul lui. Nu cred că Huggy Wuggy știe cu adevărat cum să facă sushi. E ca o masă uriașă. Dar nu așa rulez sushi! Ce dezastru! Sushi! Yay! Ce e asta? Iu! De ce e un vierme în sushi? Îți voi arăta cum să faci sushi adevărat! Să sperăm că are abilități mai bune. Își pune toate ingredientele într-un dispozitiv pentru sushi. Rulatul de sushi arată perfect! Ultimul pas, tăiarea ruloului în bucăți mici. Și în sfârșit, e timpul să ne bucurăm de masa noastră frumoasă! Ce mod interesant de a folosi bețișoarele, Huggy Wuggy! Noroc, sushi! E grozav, nu?